pe șoselele din România circulă în acest moment cu aproape 40.000 de mașini noi, mai multe decât anul trecut. Asta înseamnă că în primele 4 luni ale anului s-au înregistrat cu 25% mai multe autovehicule noi față de primele 4 luni ale anului 2017. Nu e un lucru rău că românii preferă să cumpere mașini noi. Problema este că drumurile sunt tot aceleași și sunt deja supraaglomerate. În topul preferințelor românilor, când vine vorba de mașini, tronează marca Dacia. Această marcă autohtonă este urmată de mărcile Ford, Renault și Opel. Datele Direcției de Înmatriculări și Permise Auto arată că în primele 4 luni ale anului au fost înmatriculate 36.200 de mașini noi, cu circa 25% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Vestea bună este că în acest an a scăzut numărul mașinilor rulate înmatriculate în țara noastră cu aproximativ 6%, adică au intrat în țară 157.120 de mașini second-hand. În perioada ianuarie-aprilie s-au înmatriculat 9.477 de mașini Dacia, 2.948 de mașini marca Ford, 2.244 de autovehicule Renault, iar exemplare Opel s-au înregistrat 2.153. Cele mai multe mașini noi s-au înmatriculat în luna aprilie, 11.148 de exemplare, cu 14% mai mult decât în aprilie anul trecut. Tot în acest interval de referință, în funcție de numărul unităților înmatriculate, pe primul loc s-a situat Dacia, cu 1.770 de unități, mai mult cu 11% față de aprilie 2017. Dacia este urmată de Skoda, 749 de mașini înregistrate, Volkswagen 738, Ford 679 și Renault 521 de autovehicule înmatriculate. Pe de altă parte, cele mai puține autoturisme noi înmatriculate în aprilie în țara noastră sunt Ford CNG Technic, 9 exemplare, Alfa Romeo, Lexus Smart și Subaru, câte 6 exemplare, BMW 1 și Mercedes AMG câte 5 exemplare, SsangYong 4 exemplare și Lada, Maserati și Tesla câte 2 exemplare. La capitolul mașini second hand, românii preferă mărcile Volkswagen, Opel, BMW, Ford, Audi, Skoda și Renault. Parcul auto național din România număra la finele anului 2017 aproape 8 milioane de mașini, în creștere cu 8,91% față de anul precedent.